Polițiștii de investigare a criminalității economice, coordonați de un procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Bolintin-Vale, au efectuat azi peste 100 de percheziții în 25 de județe și în București. Vizate au fost primării, școli și firme private, printre unitățile vizate fiind și două din județul Gorj. Anchetatorii spun că este vorba de un prejudiciu de 2 milioane de euro și efectuează cercetări pentru amenințare, falsificarea de instrumente de plată, abuz în serviciu, fals intelectual, de la lapidare și instigare la abuz în serviciu. Din cercetări a reieșit că mai multe instituții din țară ar fi efectuat plata unor achiziții fictive pentru mărfuri care nu ar fi intrat niciodată în patrimoniul instituției sau plata unor facturi pentru mărfuri supraevaluate pentru care achiziția era nejustificată, neexistând referate de necesitate sau recepție ale mărfurilor achiziționate. Este vorba de achiziția de camere de supraveghere video pentru unitățile școlare, dar și achiziția fictivă a unor băncuri și materiale PSI. Aceste achiziții ar fi fost făcute de la diferite societăți comerciale care nu au personal angajat, sunt administrate de aceleași persoane fizice, au sediul social și domiciliul fiscal stabilite la adrese apropiate și au înregistrat venituri doar din încasări de la unități administrativ-teritoriale, instituții de învățământ și alte instituții.